Ana Maria Prodan e pusă pe fapte mari. Așteaptă cu nerăbdare să termine divorțul de Laurențiu Regecamp și să-și refacă viața cât mai repede. De data asta vrea nuntă regală. Până atunci însă, noul iubit e ținut la secret. Sexy impresara e mai hotărâtă ca niciodată să lase trecutul în spate și să fie fericită alături de bărbatul care o merită. Spune că s-a săturat de minciuni și trădări și se pare că de data asta a dat lovitura. Recent a fost invitată la un eveniment important din Dubai și le-a arătat tuturor ce înseamnă să trăiești pe picior mare, dar și ce ținută cu totul deosebită a ales. E vorba de o rochie superbă neagră cu un decolteu adânc, accesorizată cu superbe bijuterii din diamante. Bineînțeles, ea nu a fost singură la bal, ci însoțită de iubitul misterios. Când au văzut imaginile, prietenii din online i-au făcut tot felul de complimente, iar unul dintre internauți i-a spus chiar că are destin de împărăteasă. Într-o intervenție la un post TV, Ana Maria Prodan a recunoscut că se pregătește pentru o nuntă regală, dar deocamdată trebuie să-și rezolve problemele și să încheie socotelile cu fostul soț. Pe de altă parte, Ana a afirmat că relația dintre ea și noul iubit este una cu totul specială și pentru că acel domn o respectă, cei doi încă nu s-au sărutat.